Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Bine ați revenit la emisiunea Tarotela. Am făcut o pauză destul de lungă, poate că unii v-ați întrebat de ce n-am mai făcut detalii, dar știți că uneori mai am și probleme, mai am și responsabilități și mai am și ceea ce îmi place mie cel mai mult să fac, mai mult decât tarot. Îmi place să desenez. Am desenat și mi-am instalat expoziția. În câteva zile mai lucrez un pic la o instalație mai năstrușnică, să zicem. Și zic eu că la sfârșitul săptămânii cine are drum la Muzeul Grigorescu, Nicolae Grigorescu, poate să viziteze expoziția. Dacă aveți drum, chiar dacă nu sunteți din Prahova, poate sunteți din altă zonă și treceți prin zonă, opriți-vă și vedeți și muzeul pe Maestrul Grigorescu și ceea ce am fost eu ghidată să fac în ultima vreme. Dar aș vrea din tot sufletul să vă rog să nu vă supărați când evit să fac etalări personale, pentru că nu din egoism evit, au fost discuții evident, nu din egoism, pur și simplu avem și noi nevoie de timpul nostru, de proiectele noastre personale, da? Ajutorul nostru nu înseamnă, către voi nu înseamnă doar tarot. Înseamnă, cel puțin din punctul meu de vedere, eu ajut și prin arta pe care o fac și prin ajut și alți oameni, prin pregătirea pe care o fac cu copiii și alte conexiuni pe care le am în afara tarotului. Deci ajutăm oamenii oricum, odată ce am ales această cale a consilierei. Despre expoziție, dacă vreți să ne întâlnim, anunțați-mă pe site-ul pe care l-am atașat sub fiecare video, noul site care are un e-mail, a ultima pagină de contact are un e-mail unde îmi puteți scrie. Evident, dacă e chestiune de etalare personală, s-ar putea încă să nu pot să fac. O să vedeți. Dar dacă vreți să ne întâlnim, puteți să stabilim o întâlnire. Da. Asta e. Expoziția e pe cale să se lege și să se înaripeze într-o formă sau alta. Și despre cei care au proiecte personale, și despre cei care își doresc o viață de succes, aș vrea să atrag atenția că, de fapt, e un citat celebru, am uitat cine l-a spus, dar cine a spus foarte bine. Succesul nu se măsoară în cantități industriale de victorie după victorie după victorie după victorie, ci se măsoară în lupta pe care am depus-o ca să dărâmăm obstacolele din calea unor idealuri, unor scopuri, unor reușite, da? Deci se măsoară prin lupta pe care o depunem în acest sens. Expoziția asta a fost într-adevăr poate mai mult decât altele, deși e mai mică decât unele dintre alte expoziții. A fost foarte provocată, provocată. Dar dacă reușim să ne întâlnim într-o formă sau alta, vernisajul va fi, cred că, mai spre lună nouă. Expoziția este vizitabilă încă de pe vineri, sâmbătă, duminică. Puteți să treceți să o vizitați dacă vă face plăcere și dacă vă face plăcere să ne întâlnim și să vă și explic. Nu aici, nu stai să ocup spațiu și mai și puteți să-mi scrieți. Ok. Asta și m-am gândit. Da, știu că e sfârșit de iulie, așteptați talerile pentru august, urmează să le fac. Nu știu, mâine, că încă mai am de aranjat câte ceva, poate de poimâine să încep să fac etalările. Știți că la mine mai întârzie una alta. Însă, m-am hotărât să fac ceva despre ce simte o persoană la care vă gândiți. Nu e obligatoriu să fie partenerul vostru, poate să fie o persoană dragă sau o fostă persoană dragă sau o viitoare persoană dragă, persoană față de care aveți niște interese, nu neapărat ascunse. Aveți așa ceva, o curiozitate. Da? Și am fost ghidată, pentru că aici în continuare s-a lucrat și încă se mai lucrează și e un haos creativ, am fost ghidată să aleg niște cărți. Unu, pentru cei care veți alege numărul 1. Cum să fac eu? Principiul o vedeți, da? 2. Ar fi trebuit să. Imediat. 3. Ele au venit la rând. Nu le-am ales. Am vrut inițial să aleg. Ia. Și 4. Regele de apă.
Inițial am vrut să aleg patru personaje, dar nu, a zis, hai să vedem patru cărți care vin la rând. Una, două, imediat vă zic și ce înseamnă, trei și patru. Acum, unu este șapte de foc. Doi este dorință, desire. Trei este moarte și renaștere. Patru este regele de apă. Da? Vedeți? Da, eu zic că ați văzut, da? Și în principiu vă puteți pune cărțile, vă puteți pune pauze, alege în voie, în liniște. O să folosesc și mai puține seturi de cărți decât de obicei, dar nu contează. Am zis că ce simte. Dar de ce am ales eu chestia asta, ce simte? Pentru că e vară și simțim multă căldură, multă pasiune. Dar vedeți, dragii mei, ce înseamnă excesul? Simțim că se crapă pământul sub picioarele noastre de atâta căldură, pasiune. Interesant că am început să vorbesc la șapte de bute, deși nu fac etalarea. Da. De ce simțim atâta căldură, dar dacă e în exces, ne zdruncină stabilitatea, pământul se crapă, da? Simțim nevoia aerului și a apei, a vântului și a, sau mai bine zis, a mentalului și a emoțiilor. Adică în viață, cu alte cuvinte, nu-i suficient să simțim această atracție, pasiune, da? Într-o relație trebuie să simțim și comunicarea intelectuală, mentală, într-un oarecare echilibru și armonie și să ne simțim emoțiile unul celuilalt, să ne creăm stabilitate, deci avem nevoie de toate. Hai să vedem. Ok, încep acum. Etalarea 1, dacă ați ascultat pentru numărul 1, dacă ați ascultat mai devreme și mai bine. Hai să amestec încă o dată. Ce simte numărul 1 pentru voi? Ce simte numărul 1 pentru voi în această perioadă? Ah, ha, ha! Interesant că a vrut să arate. Ce simte numărul 1 pentru voi? Wow! Și asta vreau? Nu degeaba ați de șapte de bute. Ce simte numărul 1 pentru voi? Sunt cam multe. Da, astea rămân 3 pe o poziție. Deci o să facem 4, 4, 4. Acum, clarificare. Acest personaj... Imediat zic. Imediat. Clarificăm. Deci, ce a venit? Regina de spade. Diavolul. 10 de băte. Și apoi, pentru a patra poziție, au venit trei cărți. Asul de spade, spânzuratul și lumea. Clarificăm regina de spade. Clarificăm diavolul. Clarificăm diavolul. Mami. 10 de băte. Interesant. Clarificăm asul de spade. Spânzura. Oarecum... Hai, da și spânzuratul. Cineva încerca să se detașeze emoțional. Din niște motive n-a reușit. Și lumea. Iar vin trei cărți, fantastic. Vrea foarte mult să vorbească acest personaj, clar, că vin multe cărți, mai ales la sfârșitul etalării. Wow. De trei ori, wow. Parcă e o emisiune. În primul rând, șapte de bâte. Șapte de bâte este un personaj care trebuie să învețe să-și protejeze granițele, da? Cred că acest personaj are două persoane, ori în preajmă, ori voi și cu încă cineva. Personaje față de care simte într-adevăr pasiune. Însă, aici este acest personaj, trebuie să învețe să-și protejeze spațiul personal ca să poată să aleagă. Există o tentație. Apare șarpele aici în prima carte și apare și diavolul și clarificat de regina de bâte. O tentație. Oho, foarte... foarte intensă.
da, sexuală, da, atractivă. Probabil că sunteți voi, așa simt că la voi a apărut, da? Că sunteți acest personaj tentant și se gândește personajul. Trebuie să se introspecteze, da? Să se uite în cupa sa de emoții și de fapt ce are nevoie, da? Pentru că acolo, în acea cupă, apare un nufăr, da? Există o transformare, dar care se face în timp și simt că, într-un fel sau altul, sunteți cei care declanșează această transformare. Și care se va fructifica în timp la un moment dat. În fine, ce simt? Încearcă să fie rațional, clar, cu regina de spade și clarificarea eremitul, încearcă să-și analizeze gândurile. Dar, după cum arată imaginea, trebuie să-și analizeze sau să-și simtă și sufletul. Da? Într-adevăr, există o tentație teribilă, atracție magnetică, intensă, către voi, vă simt, că sunteți femei, vă simt excepțional de atractive, de sexy, de încrezătoare. Chiar le și place acest fel încrezător de a fi al vostru, da? Un pic magic, un pic creativ, câte un pic din, da? Un pic sexy. Da? Câte un pic din fiecare aveți și se simt foarte atrași. Se creează chiar un soi de dependență. Dar neexprimată. Până acum a fost neexprimată eremitul. Posibil să simtă nevoia să exprime ceva, că vorbim de ceea ce simte. Dar una e ce simte și alta e ce face. Simte nevoia să iasă din această tăcere și să zică ceva, să spună ce... Așa? Ce e cu ei, da? Dar mai o altă problemă. Acest personaj este și foarte ambițios cu regina de spade și eremitul. Este și foarte ambițios. Ia. Nu, vreau să zic că regina de spade și diavolul. Foarte concentrat și cu 10 de bâte. Foarte concentrat pe carieră, pe responsabilități posibile. Pentru că apare 10 și capricornul pe carieră. Casa 10-a. A carierei, a responsabilităților. Este un personaj asumat, da, e un om care e dispus să tragă din greu pentru orice alege, pentru orice alege el sau ea să facă. Acum, ideea este că acest 10 de bâte, această intensitate a fost clarificată de 5 de monede invers. O să vedeți, se dorește ieșirea din tăcere, pentru că 5 de bâte de monede înseamnă și tăcere, apare și eremitul care a fost clarificat sau care clarifică regina de spade, cuvântarea, da? Verbalizarea simțurilor. Și acum 5 de monede, tot zic aiurea, 5 de monede invers înseamnă că acest personaj ori a muncit foarte mult ca să iasă dintr-o stare de sărăcie, da? Pentru că dacă sunteți văzuți așa, dacă sunteți văzuți așa, își dorește să fie măcar de calibru vostru, la el, măcar un cavaler, da? Să vină ca și cavaler în preajma reginei, bărbați, femei, nu contează. Adică să fie mai pe aproape de nivelul vostru financiar în mod special, da? Pentru că atunci când vorbim de Capricorn și Casa 10, vorbim de bani, de poate trebuie să-și facă, eu știu ce, niște studii, poate vrea să dea la facultate, poate vrea să-și termine niște... eu știu, cursuri online, să se ridice, eu știu, la același grad intelectual, financiar cu voi. Dar, deși vorbim de simțuri, trebuie să spunem că lucrurile acestea intră în calcul și în atmosfera pe care o trăiește, emoțională pe care o trăiește acest personaj. Am zis că acest personaj are tendința să muncească foarte mult, 8 de bâte, dar trebuie să se și vindece, pentru că acesta este temperanța, trebuie să se și vindece de o tendință. Oh, interesant. Iar 10... Da. Pentru unii dintre voi v-ați întâlnit la locul de muncă. Ori ei au venit la voi, ori ei, voi v-ați dus la ei într-un context de muncă, da? Nu v-ați întâlnit într-un context cu prietenii sau, eu știu, da? Într-un loc
al vostru sau al lor, care ținea de muncă. Și acolo a fost schimbarea. Deci ei trebuie să renunțe, în primul rând. Trebuie să renunțe ori la mamă, ori la un personaj feminin care are o forță destul de mare asupra lor, asupra mentalului. Iar vă 10 de spade și 10 de băte, despre care am vorbit mai devreme, este o chestiune care consumă. A muncit foarte mult să se ridice la un nivel financiar, trebuie să muncească, să se elibereze de un cuplu cu probleme. Poate să fie și familia lor, neapărat o altă relație. Așa, pe de altă parte, există această tentație. A apărut la voi, da? Deci înseamnă că această tentație sunteți voi. Așa simt. Au încercat să se apere. 7 de puteni, am zis, are nevoie de protecție. Au încercat să se apere prin tăcere, printr-un raționament, eu știu, pe care l-au ei, da, în fața acestor tentații. Și totuși, am zis, voi le-ați schimbat, e o întâlnire de destin între voi și ei, le schimbați destinul într-o formă sau alta și în primul rând, regina de băte, văd că vine cu temperanța, văd că vine cu o vibrație înaltă sau cu ceva care îi ajută să se schimbe de obsesia pentru carieră, pentru bani, pentru, eu știu ce, relații așa zise stabile, dar care nu sunt fericite. Îi ajută să schimbe ceva și să se transforme, că am vorbit de transformare la numfăr și apare și 8 de monede. Deci oamenii aceștia, în momentul în care, bărbați, femei, ce or fi, în momentul în care se implică în relație, se implică cu totul, dar au avut nevoie de această perioadă de analiză ca să înțeleagă, de fapt, de ce simt această atracție, atracție sexuală foarte intensă, fizică, da? Și care, într-adevăr, a consumat cu cât a stăcut, cu cât nu ați exprimat, sau ei, sau voi, unul dintre voi, cu cât nu s-a verbalizat toate aceste simțuri, cu atât a devenit mai intensă și atracția și dorința și tot ce simt ei. Însă, a venit asul, ca și final, au venit multe cărți aici, ca și final a venit asul de spade, spânzuratul și lumea. Dacă până acum nu s-a comunicat, spânzuratul arată întârzieri, da, cum a zis mai devreme și eremitul și 5 de monede invers, da? Dacă până acum nu s-a comunicat 8 de spade pentru că nu s-au găsit soluții, pentru că a fost într-o anumită programare, pentru că, da, și programarea aceea care o fi fost, a adăugat un plus de obsesie, da? Cu 8 de spade și cu diavolul. Este o obsesie mentală. Băi, tot timpul mă gândesc la tine. Tot timpul mă gândesc la tine. Ce fac? E normal, nu-i normal? Deci aici a fost plusul. Pe lângă toate problemele pe care le avea acest personaj. Și a încercat să tacă, a încercat să analizeze și asta a întârziat, a îngreunat manifestarea, repet, a comunicării, da? A ceea ce simte și a, eu știu, a relației în sine, orice fel de relație, prietenie, iubire, ce-o fi, da? A întârziat, s-a întârziat. Și totuși, se dorește încheierea acestei perioade de stagnare, încheierea, da? Se dorește o nouă lume în care se comunică. În care se comunică pentru unii dintre, dar nu, vreau să zic că e posibil să-și dorească să se separe de cineva. Acum vedeți că dacă tot am simțit nevoia, hai să o și zic. Da? Probabil își dorește să se separe de cineva ca să poată să vină oarecum onorabil în fața voastră, adică singur, solo, da? să nu fiți în cuplu, pentru unii, nu pentru toată lumea. Acum, da, își doresc o victorie. Își doresc victoria în ce sens? În sensul comunicării. Repet, scuzați, deranjul, dar asta e. În sensul comunicării. Își doresc, apropo de ce am zis mai devreme, dacă ați ascultat intro-ul sau finalul până să vorbesc despre numărul 1, am vorbit despre greutățile care stau în calea unui succes. Își doresc acest succes cu voi. Și să taie în munți și să facă cale către voi, să-și facă, interesant, să-și facă drum către voi. Își doresc acest lucru.
Eventual v-ar povesti, simt, că vorbim de ceea ce simt, simt că își doresc să exprime sacrificiile, problemele, blocajele prin care au trecut, ce au analizat ei în această perioadă, amândouă seamănă într-un fel sau altul, meditează, da? Acum, am zis contactul cu voi, contactul cu voi, sunteți atractivi, sunteți plini de pasiune, dar inspirați într-o nouă cale. Spirituală, mai mult sau mai puțin, într-o cale care îi vindecă. Îi vindecă. Și aici trebuie să muncească foarte mult. Deci, ar dori să comunice. Ce au înțeles în această perioadă? Ce frumoasă vine aici clarificarea. Patru de spade a clarificat. Ce? Spânzuratul, da? A meditat, da, au fost legați de diferite contracte, ori la locul de muncă, ori cu familia. Am zis că trebuie să se libereze de împărăteasă, de mama lor, de mama copiilor, de cineva care îi impune ceva, da? Trebuie să se libereze de acel personaj. Însă, în această perioadă ei au gândit și au ajuns la niște concluzii. Concluzia este că trebuie să se elibereze, că adevărul ne eliberează. Dacă vor comunica, Doamne ajută, nu zi mult să-mi spuneți ce au comunicat, dar să vă aduceți aminte, că rămâne de văzut când se va manifesta. Și apoi, lumea a fost clarificată, am zis, vrea foarte multe să vorbească acest personaj, a fost clarificată, ia uitați, dragii mei, de turnul, spânzuratul și soarele. Asta e, trăsnet. Deci întâlnirea, asta ar vrea foarte mult să exprime acest personaj. Că întâlnirea dintre voi a fost ca un trăsnet, că le-a dărâmat toate construcțiile și că asta simt că trebuie să se reconstruiască. Și în această perioadă de tăcere, că am senzația că nu prea ați comunicat foarte mult unii, sau așa, minim, dar în această perioadă apare de două ori nu eremitul, spânzuratul, aparent de stagnare. Acest personaj a înțeles de ce s-a sacrificat și n-a avut succes într-o anumită direcție, pentru cine trebuie să te sacrifici. Este o trezire. Toate trei înseamnă trezire. Toate trei înseamnă trezire. Și turnul, și spânzuratul, într-o formă sau alta, chiar dacă vine mai încet pe calea viselor, poate va și visat, da? Sau pe calea rugăciunii. Sau după ce faci sacrificii într-o anumită direcție, îți dai seama, hopa, că n-ar trebui să mă sacrific pentru X, că este cum este. Și atunci vreau să manifest altceva, da? Deci această lume a fost clarificată de toate cele trei, da? Aici este o nouă lume în care să se manifeste bucurie, trezire și spirituală, că și aici e trezire spirituală, eliberarea, eliberarea. Cu lumea și spânzuratul și turnul, eliberarea de adicții, de obsesii, de tendințe adictive. Și aceste tendințe adictive pot să fie căpătate din familie, prin părinți posesivi sau într-o anumită formă, da? Dar ce simte? Simte, am zis, atracție imensă, intensă, inspirantă. Hai să mai folosesc un I. S-a consumat foarte mult cât timp nu s-a comunicat, a încercat să-și distragă atenția prin muncă și totuși mai rău s-au complicat lucrurile, mai rău s-au complicat lucrurile dintr-un punct de vedere, dar în această perioadă de analiză s-a ajuns la concluzia că, gata, în curând va trebui să comunicați. Ia. Să comunicați, da? Posibil această comunicare să vină ca un trăsnet și să vă aducă și vouă lumină, că dacă a apărut la ei, posibil acest spânzurat să fie și din perspectiva voastră, înțelegeți? Și să vă schimbați amândoi perspectiva în momentul în care se va comunica. Însă, ce ar putea să vă zică? Am zis, în principiu și ce am zis eu până acum, dar, ca și final, că ăsta e finalul, soarele, sunteți ca soarele pentru ei, îi inspirați, da? Într-un fel sau altul, interesant, soarele creează adicție, nu? Cum putem să trăim fără lumină? Cum putem să trăim fără căldură? Nu? Creează adicție. E o adicție, dar de care avem nevoie? N-avem cum să trăim fără adicții. Sau, hai să zicem nevoie, dacă nu adicție. Dar e și adicție dacă stai să te gândești, da? Asta vor să vă zică. Că le-ați schimbat lumea, iar văd roata norocului. Și că sunt foarte... Își doresc să... Se bucură de viață, se simt ca un copil în preajma voastră.
se simt ca un copil în preajma voastră. Imediat. Da, trebuie să dau drumul Muriței să intre în curs, în cameră. Sper că nu s-a întrerupt. Trecem la etalarea numărul 2. Numărul 2. Cei care ați ales desire, clar că vă dorește, clar că vă dorește, dar există și o doză de ego. Ego. Ego acesta poate să fie din niște motive, că sunt într-o relație, că au o anumită poziție socială, financiară, tradițională, poate sunt într-o relație, poate au familie și din se gândesc din mândrie. Nu pot să accepte, ar vrea și n-ar vrea. Sunt niște gânduri, vedeți și voi. Da, niște gânduri în noapte, în mod special. Dorința, interesant, dorința aceasta apare mai mult noaptea. Da, 20, e numărul 20. Numărul 20 știți că este numărul pentru lumea. Lumea înseamnă și distanță. Posibil că uneori sunteți, sunteți la distanță de celălalt și distanța asta creează și mai multă dorință, dar în mod special dorința se manifestă sau se simte mai intens noaptea. Desire. Încearcă să fie mental, încearcă să se gândească și la nevoile lor profesionale, văd Capricornul, da? Dar, am zis, dacă sunteți colegi de lucru sau sunteți într-o postură, profesor-elev, se gândesc, mă, e bine, nu-i bine, apropo de profesional, carieră și Capricorn, mai văd și vulturi, încearcă să fie mental, să vadă lucrurile de la distanță, apropo de distanță, nu doar de distanță fizică, e și o distanță mentală, să înțeleagă, e, acest foc, ce fac eu cu acest foc? Hai să vedem. Ce simte numărul 2? Sau persoana la care v-ați gândit pentru voi? Ce simte? Nu. Ce simte? Ce simte pentru... Uf! Ha, interesant. O dată. Ha! Ei, fac și așa. Ah, ce simte? Ce simte pentru voi? Prea multe? Prea multe. Ar vorbi, dar se abține. Ce simte? Ce simte? Hai, spune-ne. Spune-ne și nou ce simți. Oh. Hai, încă. Uf! Câte griji își face acest personaj. Uf, da. Deci, încearcă să fugă. Acest personaj încearcă să fugă, să fie mental. Probabil că are planete în semnul de aer, unii, sau planete, l-am zis, da? Încearcă să fugă. Ar dori să comunice, ar dori să creeze ceva cu voi, regele de cupe. Femei, bărbați, poate sunteți femei independente, da, de succes. În primul și în primul rând simt multe emoții. Poate și voi sunteți emoționali într-o formă sau alta, dar încearcă să fugă. Dacă sunt într-o relație, își sunt conștienți că ar trebui să găsească o strategie cum să împace și capra și varza. Așa, am simțit nevoia să zic. Ah, dar cărțile care au venit, 8 de monede invers, soarele invers, spânzuratul, deci 9 de spade. Ne pare rău pentru cei care au ales numărul 2. De fapt, nu pentru voi, pentru ei, cei din gândul vostru. Că își fac foarte multe griji. Sunt triști. Soarele invers, asta înseamnă tristețe. Adică, degeaba e soare afară, că nu e în sufletul lor soarele. 8 de monede invers. Nu pot să lucreze, nu se pot transforma. Iar, în ce sens? 8 de monede invers merge către 7 de monede. Și 7 de monede înseamnă așteptare. Așteptare confirmată și de spânzuratul. Dar trebuie să facă niște sacrificii. Da? Sacrificii sau lucrurile stagnează din niște motive, așteptarea asta are un motiv, da? Poate că există un copil sau niște copii în povestea asta și din cauza asta nu se poate manifesta această dorință. Clarificăm 8 de monede pentru
cei care ați ales numărul 2, ia uite. S-a oprit și la magicianul, apropo de comunicare. Da, ce fac, cum comunic? Cum manifest sau manipulez? Interesant, da? Versus. Și ce a apărut magicianul și aici s-a oprit la 10 de cupe. Da, simte multe emoții, că am văzut și regele de cupe, da? Bărbați, femei, nu contează ce simt, ce sunteți. Dacă sunteți femei, uite, aici sunteți independente, frumoase și emoționale și sensibile și empatice. Și ei simt. Acum, clarificăm soarele invers. Clarificăm soarele invers pentru numărul 2. Uf, asta e! A venit regele, deci 8 de monede, a fost clarificat, invers de 2 de bâte, trebuie să aleagă iar între relația în care sunt și aventură sau noua pasiune. Sunt într-o relație stagnantă, sunt într-o cetate, într-o structură, au familia lor, au jobul lor, au ceva stabil, o relație karmică poate, dar apare această pasiune, dorință, că ați ales dorința, da? Cu care ar putea să exploreze lumea, iar avem iar o lume, da? Poate e comunicare, ar dori să comunice și la distanță, ar dori să călătorească înspre voi, însă trebuie să aleagă. Și aici este marea tristețe, da? Soarele invers a fost clarificat de regele de monede. Nici așa, nici așa. Dacă e soț și soție, trebuie să se gândească ce fac. A? Renunț la stabilitate, nu neapărat renunț la soție, renunț la fidelitatea pe care am manifestat-o până acum sau renunță, da? Față de familie, adică nu mai este rege, dacă este în poziția asta, deja îi se zdruncină oarecum stabilitatea, structura, tradiția în care, eu știu, s-a manifestat acest personaj, înțelegeți? Pentru că regele de monede invers este un personaj foarte senzual și care îndrăsnește să calce și pe lângă căsnicie. Dacă este în poziția asta, de obicei e sobru și își ține tradiția la principiile, da? Ține la familie. Și faptul că a venit în această poziție și exprimă ce tristețe. Eu tristețe, păi ce fac? Eu sunt însurat, sunt măritată. Hai să clarificăm. Și la capătul setului de cărți apare valetul, atracția. Valetul, am zis, aici, ia uite, valetul, ar vrea. Și ce n-ar mai vrea? Ar vrea. Clarificăm spânzuratul. Pentru numărul 2, clarificăm spânzuratul, vă rog frumos. Aici este. Ah, ce frumos! În sfârșit o carte faină. Și soarele era frumos, dar a venit invers. Ia uite, spânzuratul. Această amânare, aceste stagnări, cum se manifestă? Cu speranță. Încearcă să se vindece, să se echilibreze emoțional, dar tot speră că va fi ceva frumos între voi. E un ideal 10 de cupe, ia uite. Va încheia, ia uite. Mai, am zis că următoarea e 9 de spade, da? Va încheia, nu știu ce, au o problemă, poate că îi știți, poate nu îi știți, au o problemă, au mai multe probleme și trebuie să încheie un ciclu. Un ciclu, ori o căsnicie, ori un job, ori niște probleme ca să poată manifesta acest ideal. Aici e foarte interesant că a apărut speranța, ei tot speră. Speră, visează, pentru că apropo de noapte, am vorbit de noapte, da? Și spânzuratul reprezintă casa a 12-a peștilor, a necunoscutului, a visurilor. Da. Dar și a spiritualității, într-o formă sau alta, poate că inspirați, poate visează la voi. Îi ghidați în întuneric pentru că au soarele invers, 8 de monede invers și 9 de spade. Poate au niște probleme în familie despre care nu știți. Poate nici ne cunoașteți foarte bine. Am zis că fiecare își alege ce personaj vrea când alege numărul, da? 9 de spade, te rog frumos, clarifică. 9 de spade. 9 de spade. Pentru numărul 2. Ce simte pentru numărul 2 acești oameni, acest colectiv? 9 de spade, clarifică. 9 de spade. Opa. Ai, vai, vai, vai. A fost clarificat de asul de cupe. Aici simt emoții.
Mă mir că n-a apărut roata norocului, dar într-un fel sau altul această dorință începe să se transforme de la dorință în speranță. Ai. În speranță, se transformă în speranță și în dragoste și în emoții. Apropo de pasiunea asta, cum am zis, nu știu dacă ați ascultat ce am zis până să începe talarea. La sfârșit, după ce ați făcut alegerile, ați ascultat în fine, acea notă despre soarele acesta care arde. Degeaba ai pasiune nebună. Da? Uitați cum arde soarele. Dacă n-ai apă, dacă n-ai aer, dacă n-ai pământ sub picioare, pământul se crapă, da? Regele de monede. E așa. Poate nu se mai poate concentra la locul de muncă, da? Din cauza dorului. E un dor, cu 9 de spade, cu 9 de spade și soarele invers și cu steaua și cu asul de cupe, un dor. De este dor. E o tristețe. Pentru că am zis, ei simt că într-un fel sau altul le faceți lumină, le aduceți altceva, asul de cupe, steaua, soarele ar fi putut, dacă era și soarele așa, era pf, sunt pe cale să se îndrăgostească. Dacă nu s-au îndrăgostit. Dacă nu s-au îndrăgostit, sunt pe cale să se îndrăgostească. Și ce s-a oprit unde s-a oprit la 9 de bâte. Ar vrea să reziste, dar sunt niște blocaje. Sunt niște blocaje. Ar vrea să manifeste acest as de cupe și as de monede. Această relație ar vrea să manifeste, nu doar la nivel emoțional, dar și în practic, da? Și această pasiune, că am văzut și valetul de bâte și ați ales desire, mami, desire ați ales, da? Dar sunt niște blocaje. Sunt niște blocaje. Hai să mai clarific, de fapt, ce ar avea de ales. Clarificăm doi de bâte. Ce ar trebui să aleagă? Ce ar trebui să aleagă? Ce are de lăsat în urmă, mai degrabă? Ia, hai să vedem. Ce are de lăsat în urmă? Să clarificăm bâta care stă pe loc. Clarificăm ce are de lăsat în urmă. Clarificăm. Ce are de lăsat în urmă? Interesant. Am făcut de ceva timp și mi-era dor. Ia, extraordinar. Ce are de lăsat în urmă? Da. Mi-au venit două cărți. Și așa simt nevoia să le citesc. Asta s-o pun în față, asta în spate. Și atunci, acest personaj să fie așa în această postură. Ce are de lăsat în spate? Regina de spade și ce are de... Ce frumos ar fi să aleagă dacă... Am zis ce simte. Și să aleagă această legătură profundă pe care o simt față de voi. E o legătură. Această dorință, în timp, repet, s-a transformat în speranță, în emoție. Încep să vă simtă 6 de cupe. S-ar vrea să comunice interesant cu spânzuratul și steaua să comunice noaptea la distanță, să existe comunicare telepatică și-ar dori lucrurile astea. Mai ales că a venit și Regina de Spade, dar, în primul și în primul rând, ar putea să-i reprezinte pe ei. Am zis că e posibil să fie și cu planete în semne de aer, da? Că a apărut 7 de spade. Aici este problema. De ce se stă pe loc 7 de monede, da? 8 de monede care invers duce către 7. De ce nu se manifestă transformarea? Implicarea. Da? Implicarea. Nu se manifestă pentru că trebuie să aleagă. Și această alegere implică ori o atitudine rațională. Ce fac? Sunt într-o familie, într-o relație, într-un contract, am o anumită poziție socială, profesională, politică, da? Ce fac? Pot eu să mă duc cu acest personaj, chiar dacă îl simt, chiar dacă am atracție față de el? Pot? Da, într-adevăr sunt trist, sunt tristă, dar ce fac? Aici este marea lor problemă. E și prima carte, 8 de monede, invers. Repet, clarificat de 2 de bâte. Și ce foarte interesant, iar că s-a oprit la judecata. Iar judecă, trebuie să judece în această alegere. Și iar apare Regina de Monede. Aici, personajul lor. Ei sunt în cuplu cu cineva.
Acum, că o fi cuplu profesional. Eu așa simt. Poate că acest cuplu este creat pe motivații profesionale, da? Mai mult decât emoționale. Și aici acest cavaler de cupe apare în acest triunghi. La locul de muncă, posibil v-ați întâlnit unii dintre voi, da? Dar, aici este. Nu degeaba ați... știți că, de fapt, desire, diavolul reprezintă această dorință foarte intensă, chiar dacă aici a apărut 20, aici este 15. Și-ar dori să comunice cu voi, și-ar dori să exprime. Cavalerul de cupe exprimă emoțiile, simte, da? Dar se temperează. Se temperează și temperează această atracție, uite, dorința, cavalerul de pute. Încearcă să fie în echilibru. Interesant, da? Dar, că am zis, ce simte? Nu am vorbit despre intenții, nu vorbim despre intenții deocamdată. Simte că trebuie să se echilibreze sau să, da, să găsească o soluție, să se echilibreze. Și această atracție, bâta aceasta, care apare în context, da? Dorința, că bâtele înseamnă și dorință și atracție. Da? Și să se gândească, ori rațional, ori emoțional, ce aleg? Ce mă aleg? Ce aleg să manifest? Mentalul sau sufletul? Bine este să stăm undeva la mijloc, dar pentru asta trebuie exercițiu și uneori trebuie să și sacrifici. În fine, și de-aia a apărut și spânzurat. Se stă pe loc, în tristețe, în dor, asta simte. Simte dor, simte tristețe, cu nouă de spade își fac griji pentru aceste emoții pe care încep să le simtă. Repet, nu e doar atracție, începe să simt acest personaj. Dar ce este și mai frumos decât astfel de cupe, este steaua, speranța că se va găsi o soluție, se va găsi. Ați văzut mai devreme, v-am arătat 10 de spade, 10 și cu 1. Încă un gând rațional duce la acest 10, la acest final. Încă un gând care poate să taie emoțiile sau să taie alte lucruri care nu țin de... de mental. Un fel sau altul îmi pare rău, dar asta simte, simte tristețe. Simte dorință, simte emoție, încearcă să se roage, să se spere, să găsească soluții. Și e în postura în care trebuie să aleagă. Pentru că e nevoie de o strategie. Ori, repetă, rămâne în relație și fuge din când în când cu voi, ori trebuie să lase relația și aici e problemuța. Da? Judecată. Judecată. Tentația. Tentația. Dorința. Cam asta e, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Sper că v-a plăcut și ați găsit informații interesante. Da? Asta e, bate soare, eu trebuie să mișc. Mă mișc. Ok, trecem la următorul număr. Cei care ați ales această carte, numărul 3, moarte și renaștere. Ce simt? Cred că au murit de 3 ori până acum. Și renasc a patra oară. Oare de ce simt eu numărul ăsta 3 și 4? Nu din cauza imaginilor, dar 3 și 4. Inspirăm. Au moartea asta. Au încercat să comunice și n-au manifestat această comunicare. 3 înseamnă comunicare sau să vină înspre voi. De 3 ori au omorât această dorință de a comunica, de a veni înspre voi. De 3 ori. Cel puțin de 3 ori. Ca și ciclu, da?
Și 4. 4 creează stabilitate. Își doresc acum să creeze stabilitate. Ce simt? Simt nevoia să renească în stabilitate. Nu doar să comunice, vor să creeze acest loc sigur în care pot să procreeze cu voi, unii dintre voi. Să procreeze, să se transforme. Pe de o parte, pe de altă parte, așa renăscuți cum sunt, că sunt oamenii aceștia au renăscut. Că știți, că nu știți, au renăscut de câteva ori. Adică s-au transformat de câteva ori de când vă cunosc. Într-o formă sau alta. Și țin la voi, iată, țin la voi cum ține acest șarpe la ou. Da? Voi sunteți cei care îi inspirați. Da? Vedeți, copilul radiază. Copilul, interesant vine mesajul. Copilul din voi radiază lumină. Ce simt? Simt că voi radiați lumină și ei sunt înnebuniți. Am vrut să zic îndrăgostiți, dar a ieșit înnebuniți. Înnebuniți după această energie a voastră copilărească și, nu știu, benefică, strălucitoare. E un fel ca și steaua, îi ghidați în întuneric. Le arătați direcția în care să se transforme. Ce simt? Interesant. Channeling. Ce simt pentru voi numărul 3? Cei care apăresc numărul 3, ce simt personajele la care v-ați gândit? Stai să le pun în ordine. Da? Am zis? Des, nu întâmplător. Asul de spade și moarte. Încerc să le iau în ordine. Pentru mine contează. Am zis că mai de nu se poate. Asul de spade, moartea, 10 de spade, 2 de băte. Și ei trebuie să aleagă. O să ziceți, domnule, dar cât îi ia să aleagă? Îi ia. Pentru că între timp, ia uite, de câte ori moare și renaște, moare și renaște. Cum a zis mai devreme, mersi de channeling, da? De inspirație. Așa a ieșit. Ce simte? Simte că poate să aibă victorie cu voi. Da? Simte! Că lângă voi poate să, sau împreună puteți să treceți prin multe blocaje. Pentru că inspirați, le dați puterea să tai în munți, așa, în stâncă. Și totuși simt că e transformat, simt. Mai. Că dacă au trecut prin probleme, 10 de spade, și ultima problemă ați fi voi, în sensul că faptul că s-au îndrăgostit de voi e o problemă. E o problemă. E încă o spadă. Da, spada aceasta aduce victorie, dar poate să fie și ultima spadă care i-a pus la pământ. În ce sens? În sensul că cu această moarte și 10 de spade, e o victorie neîmplinită încă. Ei simt că pot să aibă victorie cu voi, dar e neîmplinită încă. Ia uite, 7 de monede, se stă. Se stă într-o lume emoțională, se creează, interesant, apare justiția, balanța pentru unii, da? Se creează protecții, ziduri, nu neapărat ziduri personale, poate pentru unii, încearcă să-și păstreze terenul, da, rațional, mental, dar să se echilibreze, apare de două ori balanța, da? Încearcă. Dar, în această așteptare, dar nu-i suficient. Pentru că voi le aduceți aceste cupe, multe cupe, multe emoții și sunt atât de intense, da, multe, încât nu știu ce să facă cu ele. Repet, poate nici nu știți prin ce trece acest om, bărbat-femeie, dar vă arată trei cărți că au trecut prin suferință. Mare. Într-un fel sau altul le atingeți ceva, un loc special în inimă și din cauza asta se simt și răniți, simt că sunt foarte, foarte vulnerabili în fața voastră. Simt că orice cuvânt le-ați spune ar putea să îi transforme bine sau să-i dărâme. Interesant. Simt că trebuie să lase o construcție în spate ca să manifeste această victorie. Uite, victorie și victoria băta cu steagul, da. Iar, posibil și ei,
ca majoritatea, trebuie să aleagă între voi și altcineva. Poate să fie carieră, poate să fie o locație, da? Poate să fie, pentru că văd în cetate și văd că investighează exteriorul, da? O locație. Poate să fie distanța dintre voi. Să fie foarte multe. Poate să fie un alt personaj. Dar 13, să vă spună ceva. Interesant, și 8. Deși aici foarte ciudat a fost scris 8-ul. Casa 8 a Scorpionului, casa 8 a transformării, a obsesiilor și a morții, a atracțiilor sexuale. Și nu doar sexuale, emoționale, dependențe emoționale. Nu doar casa Scorpionului înseamnă doar atracție sexuală, da? Clarifică masa de spade pentru numărul 3. Ce simt? Interesant. Trei cărți pentru o singură carte. Stai. Acest personaj vrea să vină înspre voi imediat. Stai. Să comunice. Clarificăm moartea. Clarificăm moartea. Opa! Trei de monede. Clarificăm. A încercat să se detașeze. În această perioadă de alegeri, iau, de iar apar alegerile. Iar stea a încercat să se detașeze, să spere. Clarificăm 10 de bâte, de spade, 10 de spade. Clarificăm 10 de spade pentru numărul 3. 10 de spade pentru numărul 3. Uite. 10 de spade, 8. Și clarificăm auto și speranță. Tot speră. Interesant. Unii dintre ei trebuie să renunțe la carieră sau neapărat la carieră. Au muncit într-o zonă profesională, au muncit foarte mult ca să ajungă într-o postură de stea, de succes, da, au muncit. Poate că și munca i-a ținut la distanță de voi și această și muncă și distanță a accentuat suferința. A adus suferința la culmea ei posibilă. Iar se ceartă pisicile. Sper că totul bine, s-au certat smotanii. În fine, nu văd nimic legat de luptă, dar poate că e o luptă între ei și altcineva. În fine, am zis, distanța, munca i-a ținut departe și asta a adus și mai multă suferință în această situație. Poate că au de renunțat la un job, poate au de renunțat la ceva, iar și trebuie să aleagă. Clarificăm doi de bâte. Clarificăm doi de bâte. Mi s-a părut că am văzut o carte. Da, poate mi s-a părut mie. Clarificăm doi... Dar văd asul de... Sunt multe. Da, hai să lăsăm. Uite, exact, doi de bute aici. Ok, lăsăm astea. Încă sunt nostalgici, încă le este dor de voi, încă simt. Deci, asul de spade a fost clarificat de 9 de bâte, 6 de spade și cavalerul de cupe. Își doresc foarte mult să treacă de niște blocaje, da? Și să vină spre voi, amândouă, și 6 de bâte și 6 de spade și cavalerul de cupe. Reprezintă mișcare, da? Mișcare și comunicare, cavalerul de cupe. Și comunicare avem și aici, da? Își doresc să vină înspre voi și să vă spună adevărul, situațiile prin care au trecut, niște situații, poate chiar toate transformările despre care am vorbit și eu. Își doresc să comunice din suflet. E o legătură sufletească, emoțională, foarte profundă între voi. Repet. Dacă n-am spus, o repet. Moartea a fost clarificată de 3 de monede. Își doresc să construiască cu voi o nouă viață, da? Eventual a trebuit să renunțe la o relație, da? Voi erați a treia persoană sau a cincea roată de la, da? De la bicicletă, de la mașină, de la ce-o fi. Erați persoana în plus, acel personaj de care avea nevoie, dar care a venit la momentul inoportun.
Și a trebuit să renunțe la acest personaj, la o construcție, poate iar să fie o chestiune care ține de job, da? Din cauza jobului, pentru că văd, interesant, 8 de monede și 3 de monede, amândouă clarificând niște momente de culme a suferinței și de încheieri de astea foarte dramatice, de finaluri dureroase. Iar probabil că au trebuit să renunțe la un contract, la un personaj, pentru a crea spațiu în viața lor pentru voi, pe de-o parte. Poate au încercat să se reconstruiască într-o nouă direcție și iar nu le-a reușit. Însă, acum, au acest doi de spade, de băte, care a fost clarificat tot de doi de băte. Da? Deci, clar, trebuie să aleagă. Și ce au de ales? În a se lupta pentru. Pentru ceea ce simt, a proteja. 7 de bâte e protector față de 6 de bâte care e combativ, da? Care cucerește. 7 de bâte e protector. Acest personaj trebuie să aleagă să protejeze această dragoste, fericire, acest soare, da? La care încă visează. Asul de spade pe care și-l doresc să manifeste, da? Această victorie încă e nemanifestată pentru că trebuie să vină să comunice. Au fost niște blocaje, repet, niște transformări intense, poate și niște probleme de sănătate pentru unii dintre ei. Poate trebuie să renunțe la casă, la contracte. Rețineți, zic, da? Cu cât stau mai departe, cu atât se amplifică și dorul și nostalgia, da? Și consumul, da? 10 de băte consumă, se consumă din punct de vedere energetic, dar se consumă și totuși, și totuși, și totuși. Chiar dacă se consumă acolo în visurile lor și în speranțele lor, există speranță. Asul de bâte și soarele, că se va manifesta această întâlnire, această comunicare, acest mers, să zic, călătorie înspre voi și se va manifesta această victorie, doi ași și soarele, ce simt pentru voi. Acum, ce vor face rămâne de văzut. Ideea este că atracția există, intensă, dar cu cât stau mai mult în tăcere, cu atât mai rău suferă. Zic de tăcere pentru că apare 7 de cupe. Da, au de ales, au și multe opțiuni, într-adevăr. Dar cu cât au mai multe opțiuni de ales, cu atât e mai greu. Și totuși, și totuși, și totuși, voi rămâneți acea cupă specială pe care foarte curând s-ar putea să o aleagă, așa simt. Pentru că aveți și asul de băte și soarele, da? Și asul de spade, doi ași, le dați viața peste cap, le-ați dat viața peste cap. Sunt triști. Ia uite, posibil să aibă planete în semne de aer unii dintre voi, asul de regele de spade și 10 de spade. Iar apare a doua oară. Da. Am zis, poate unii au avut probleme de sănătate, poate au trecut, au pierdut niște oameni dragi, poate au pierdut colaboratori sau colaborări sau contracte. S-au întâmplat foarte multe și se întâmplă foarte multe în viața acestor personaje de când v-au întâlnit. Probabil, așa simt, tocmai că Universul așează lucrurile ca să pregătească întâlnirea dintre voi doi. Oricum, dacă se va manifesta întâlnirea, rămâne de văzut ceea ce simt pentru voi. De că sunteți, am zis, ca un copil. Copil, da, am zis, uitați, ca un copil care veniți din alte lumi, alte lumi, alte spații, din alți nori, da? Aveți această stare de, sau vibrație de vis în voi. Da, și asta îi atrage în mod special și le menține interesul și mental și fizic, dar
Îi și trezește, pentru că soarele trezește, da? Trezește la viață după ce? După moarte. Și am văzut 10 de spade de două ori. Ia uite. Și moartea, da? Regele de spade care trece prin multe traume, prin multe drame. Simt foarte mult planete semne de apă, scorpion, în mod special, semne de aer, foc, în mod special, leu. Marcaje. Da, asta e. Asta simt eu că este. Copilul acesta. Sunteți voi și voi radiați lumină și căldură și voie bună și pasiune într-o formă sau alta. Și vor să vină înspre voi. Vor să vină înspre voi și să comunice. Ce simt e una, ce fac e alta, dar ca să știți și voi ce se mai întâmplă în sufletele lor, da? Okidoki. Dragii mei, sper să nu se decaleze sufletul, că ar fi păcat. Ar fi păcat. Nu știu cum o să descarc, pentru că calculatorul meu este virusat. Numărul 4, cei care ați ales acest rege de apă. Între voi doi este o lume de apă, de ocean, e un ocean. Interesant, între voi doi e oceanul, poate sunteți la distanță, unul e în Europa, altul e în alt continent. Dar vreau să zic că este o lume emoțională, plină de mister, da, de surprize, dar și de sensibilitate. Ce simte pentru voi? Simte foarte mult, profund, dar arată mai puțin, pentru că așa face regele de apă, s-a obișnuit cu tot ceea ce simte. Și știe că dacă ar arăta, ce ar fi? Ar fi tsunami, așa că arătăm mai puțin. Mai puțin. O ploicică de vară, poate uneori o furtună, da? Uneori mai creăm un lac, un râu de lacrimi, un lac pe care să plutim, așa, în vise și dorințe și emoții, dar dacă ar arăta tot ce simte, ce ați face? Ce simte pentru voi? Lucruri foarte profunde. Hai să vedem numărul 4. Numărul 4. Ce mai simte pentru voi? În primul rând, comunică telepatic. Da? Comunică telepatic. Pe ce căi? Rămâne să vedem sau poate ați aflat voi deja pe ce căi. Ce simte pentru voi numărul 4? Sper că nu s-a decalat sunetul pentru că am avut o bătăiță și a trebuit să întrerup. Vai, deci câtă sincronicitate! A apărut regele de cupe, luna, 10 de monede, 4 de cupe și 8 de monede. La capătul setului de cărți, ia uite, 6 de spade, spânzuratul, 10 și, ia uite, Marea Preoteasă, da. Simte că e cazul să se detașeze de niște probleme care l-au ținut pe loc, da? Pentru că acest personaj are multă intuiție. Temperanța și Marea Preoteasă. Dar, tocmai pentru că este sensibil, s-a sacrificat în niște direcții care, posibil, să nu fi fost foarte sănătoase. Însă, simte nevoia să lase în urmă ce a fost negativ și să meargă sau să mergeți înspre zone mai senine. Simte multă dragoste, regele de cupe. Simte mister din partea voastră, poate. Simte ce simte. O să clarific ce îi face 10 de monede, că ar putea să creeze, să aibă stabilitate și financiară, nu doar emoțională lângă voi, dar deocamdată există o tristețe. Cred că eu așa simt, cred că această tristețe e datorată, cele trei cupe ar putea să reprezinte familia și jobul, da? A treia fiind voi, da? Să fie între familie, între job sau, eu știu, o poziție profesională
și povestea dintre voi, dar hai să și clarific. Clarificăm, te rog frumos, regele de cupe. Clarificăm regele de cupe. Ce simte pentru numărul 4 acest personaj sau aceste personaje? Ia, ei, wow! Regina de cupe. Ah, interesant, da. Așa apare 10 de monede. Deci acest personaj nu poate să comunice, 10 de băte, nu poate să vină, nu poate să comunice din cauza unor situații, niște probleme pe care le au acasă. Și acasă nu înseamnă să fie musai căsătorit, posibil să fie unii căsătoriți. Așa, poate că este familia din care fac ei parte, da? Mama, mama. În primul rând, au o situație toxică pe de-o parte cu mama. Dar, ce simt? Simt că sunteți perechea lor divină, regele și regina de cupe. Dar, repet, către care, da? Către care, totuși, nu pot să vină apărut 8 de băte invers. Nu pot să vină și nu pot să comunice. Așa, clarificat, a fost clarificat de diavolul și împărăteasa. Deci această dragoste profundă este intoxicantă. Pe de o parte, intuiesc că puteți să aveți creștere, puteți să aveți abundență, că sunteți tot ce și-au dorit, da? Perechea lor divină, femeia divină sau, bine, varianta feminină a bărbatului divin eventual. Dar, dar e o situație toxică. Poate să fie, repet, ori familia, ori jobul, familia sau jobul, da? Elementul toxic care intervine între voi și ei. Pentru unii, acasă să fie mama sau mama copiilor. Clarificăm luna. Clarificăm luna. Evident că această situație poate să fie în viața voastră, poate ei simt că aveți voi o mamă toxică sau o legătură neapărat toxică, o legătură foarte adictivă între voi și mama voastră, bărbați, femeie, nu contează. Da? Am zis că sunt intuitivi. Simt că aveți o... Iar, depindeți ori de mama voastră, ori poate mama e bolnavă și trebuie să o îngrijiți mai mult decât e cazul, chestiuni de genul ăsta care ne leagă, e o karmă pe care o aveți pentru unii. Acum, e destul de profundă etalarea la voi și la celelalte, dar la voi un pic altfel, dintr-o altă perspectivă mai degrabă psihologică. Luna a fost clarificată de 7 de cupe și 8 de monede. Există o oarecare confuzie referitoare la... Iar nu prea înțeleg ei, voi de fapt cu ce vă ocupați, meseria voastră pe de-o parte, e un mister. E ceva, da? Iar 7 de cupe înseamnă o chestie de vis. Ce voi de fapt ce faceți? Ha, interesant, cuvine un mesaj. Ori nu știu exact cu ce vă ocupați, ori știu că aveți multe preocupări, preocupări, talente, preocupări și talente și asta vă creează așa un aer de mister. Dom'le, are atâtea chestiuni de făcut și eu ce să fac? Când să vin să exprim și această pasiune? Prefer să stau să mă uit, da? 4 de cupe, da? Decât să exprim, aș exprima această pasiune, această stare, dar v-am zis, ori nu vă înțelege meseria, ori li se pare lor ceea ce simt ei că aveți ori mai multe profesii, aveți mai multe preocupări. Interesant cum simt mesajul. Pentru unii s-ar putea chiar voi să aveți o obsesie pentru carieră. Vedeți unde sunteți. Da? Cu luna și cu 7 de cupe și 8 de monede, văd și aici. Interes pentru diferite chestii. Hai să fac și cu tare și cu tare, da? Cum sunt și eu, și tarot, și artă, și pregătire cu copii, și mai sunt responsabilități, da? Clarific asta așa ca să înțelegeți, nu că sunt eu un exemplu, da? Nu sei, ca să înțelegeți. 10 de monede, clarificăm 10 de monede. Ce simt? În ce sens 10 de monede? Ca să vedem dacă e stabilitatea cu voi. Asta, da? Ia uite. De monede a fost clarificat de vale de cupe. În
încercat să se detașeze. A încercat să se detașeze, da? De a manifesta ceva cu voi. Cred că a fost și o perioadă de tăcere, de confuzie. Tocmai pentru că nu înțeleg. Ori au ei niște probleme financiare sau profesionale, ori nu vă înțeleg profesia voastră pentru unii dintre voi. Da? Și au încercat să se detașeze. Dar periodic apare această dorință de renaștere, judecata și moartea. Sau cu alte cuvinte, sau mai bine zis, periodic reapare această atracție. Renaștere, moarte și regina de bâte. Această atracție. Da? Atracție pentru voi. Și totuși încearcă să o blocheze tocmai din cauză că. Vă rog să-mi confirmați. E o chestiune care ține de familia lor sau de profesia lor sau invers, de profesia voastră și familia voastră. Și familie, mă refer neapărat că sunteți căsătoriți, unii poate sunteți căsătoriți și apare triunghiul, da, amoros. Alții poate nu sunteți căsătoriți, e familia, tradiția, da, cultura în care v-ați născut. Simt că ar putea să vină cu o mică ofertă, dar clarificăm 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe. Ah, pentru unii poate să fie un copil acasă. Interesant, valetul de cupe și 10 de monede. Vedeți? Of. Spânzuratul. Clarificăm și 8 de cupe. De monede. 8 de monede, 8 de monede, 8 de monede. Ce simt pentru voi? Să încep, o să continui cu finalul. Simt că în continuare au multă atracție. Atracție intensă, imensă. Da? Vă văd frumoși, frumoase. Vă văd plin de reușite. Da? Glorioși. Hai să zicem cuvântul ăsta, da? Și ar vrea să muncească, da, în acest sens. Ar vrea să muncească, să se transforme, să transforme această pasiune în ceva, într-o legătură cu voi. Ar vrea să muncească, să se implice. Regele de bâte, în varianta lui bună, este un om stabil, stabil, creativ. Interesant cum vine mesajul. Ar vrea să vă propună? Da! Ar vrea să vă propună o colaborare care să aducă succes, pentru că ei văd un succes financiar. Puteți să creați ceva deosebit cu... Ia uite, regele de monede, nu, cu regele de bâte și 8 de monede și 10 de monede și valetul de cupe, simt că pentru unii simte nevoia acest personaj să vină cu o propunere de hai să facem bani, hai să lucrăm împreună, că putem să creăm, chiar dacă nu e familie, poate să fie o abundență financiară, o poziție financiară deosebită, băi, aici eu văd, băi, aici eu văd o chestie de colaborare creativă. Poate nu fi musa, e creativă, dar, adică în domeniul artelor. Dar e o colaborare care, între voi doi, care poate să vă aducă succes. În primul și în primul rând, la asta se gândește. Pentru că, pe de-o parte, simte, acest personaj simte o dragoste profundă, emoții intense, dar, repet, ori... Iar este o chestiune care ține de cariera lor. Vă văd apți, doamnelor, să fiți într-o poziție profesională deosebită și v-ar ajuta, v-ar susține, care am zis eu, confuzie la nivel profesional pentru unii. Vă dau mai multe variante, vedeți pe unde sunteți. Ori, ei sunt... Ei sunt genul de oameni care, până nu pun în practică, într-un soi sau altul este vorba de alchimie, de transformare, să pună în practică emoțiile astea și legăturile profunde pe care le au cu anumite personaje, în mod special cu voi. Care ideea? Simt că aveți un potențial să creați ceva special împreună. Nu știu cum am exprimat, că au venit și cărțile în așa fel, dar simt că aveți un potențial de creștere financiară imensă împreună. Intuiesc, afară de simțurile de dragoste, afară de dragoste, pentru că am zis, nu e suficient să ai doar apă, nu e suficient să ai doar foc, pasiune. Să le ai pe toate, da?
Cam lipsește aici, lipsesc spadele, dar aici este. Iar revin ca să înțelegeți această confuzie, 7 de cupe, luna, referitoare la 8 de monede, care revine la final cu regele de băte. Poate să își dorească, repet. Poate că vă văd pe voi bâșbâind în noapte, din punct de vedere financiar, muncind în direcții care nu vă aduc prea mult spor, da? Hai să muncești și la cupa asta, să muncești și la cupa asta, da? Iar o confuzie, ori o frică că nu veți reuși. Vedeți pe unde sunteți, pentru că sunt mai multe stări. Dar, repet, dacă simțiți că nu vă reprezintă această confuzie financiară profesională, poate să fie vorba despre ei. Da, asta este. Pentru că e regele de cupe, simțirea, dragostea adevărată, care vrea să se materializeze într-o formă sau alta, 10 de monede și 8 de monede. Vrea să se materializeze. Dom'le, nu fac nimic doar cu apă, apă, fără apă, fără insule, fără, da, mal, degeaba am apă. Și interesant că cele două sau cele trei sunt, au între ele două cărți care reprezintă emoții și o stare de confuzie, da? Da, se gândesc cum să ofere ceva. 4 de cupe a fost clarificată de moartea. Vrea să vină cu o ofertă. Acest as de cupe, vale de cupe, da? Se regăsește și aici. Vrea să vină cu o ofertă care vă transformă. 8 înseamnă transformare, da? Care vă transformă și pe voi și pe ei. Cu moartea și regele de bâte, parcă ar vrea să facă ceva așa spectaculos, să vă ofere ceva. Pentru că nu mai vor să sufere, nu mai vor să fie triști, nu mai vor să... Poate și voi suferiți, poate pe de-o parte am zis că e intuitiv, poate voi suferiți și își doresc să pună capăt unei suferințe, a voastră sau a lor, da? Să pună capăt moartea. Și să ofere ceva, repet, ceva deosebit. Ori să vă ofere o casă, ori să vă... Nu în sensul că vă dă cheia de la casă, să fiți serioși. Să vă susțină, să vă faceți voi într-o formă sau alta, înțelegeți? Pentru că a apărut 8 de monede și regele de bâte. Au această pasiune, dorință. De a crește. De ce așa simt? Simt că puteți crește și financiar împreună. De judecata. Puteți renaște. Cam atât. Sper că nu s-a decalat, sper că v-a plăcut. Sunt curioasă cum o să descarc pentru că am calculatorul virusat. Să sperăm că o să reușesc. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa, numai bine!